Procuratura Generală mai are nevoie de timp pentru a studia dosarul furtului miliardului ca să poată veni cu un raport în fața deputaților. Mai mult decât atât, raportul Kroll nu constituie o probă concludentă pentru procuror, susține adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Concluziile vor fi făcute după controlul și evaluarea acestui dosar de către Procuratura Generală. Dosarul nu a fost studiat în cadrul procuraturii. Până în momentul de față, toate informațiile au fost prezentate de Procuratura Anticorupție. Singurul interes al domnului Stoian Noglu a fost să aibă acces la acest dosar, să-l analizeze și să poate veni cu o prezentare în plenul Parlamentului. 2 săptămâni este un termen prea scurt și ireal. În maximum o lună de zile noi vom fi în stare să examinăm acest dosar, să creăm un grup de lucru și să stabilim prioritățile în elucidarea acestui caz, a declarat procurorul general adjunct Ruslan Popov. Solicitarea i-a nemulțumit pe deputații din fracțiunile PAS și PPDA. În final, fără nicio intervenție de la democrați sau socialiști, membrii Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică au acceptat să ofere Procuraturii Generale timpul solicitat pentru analiza dosarului. Adevărul nu poate avea două fețe. De atât timp vorbim despre acest furt al miliardului că lumea are impresia că luptăm cu morile de vânt. Trebuie să depunem efortul ca banii care au fost furați să fie întorși. Colegii din Procuratura Generală spun că ar avea nevoie de o lună de zile pentru că nu au reușit și nu au avut acces la unele materiale. Revenim la acest subiect peste o lună de zile, a mai declarat președintele Comisiei de Specialitate, democratul Alexandru Jizdan.